Salutare, suntem în expirat cu câștigătorul One True Singer, primul sezon, doamnelor și domnilor, Rareș Mareș! Rareș, în primul rând, felicitări pentru un prim sezon de succes la One True Singer. Băi, trebuie să-ți mulțumesc, uite, personal, în sfârșit, că te urmăream de atâta timp. Eu nu știam cine ești, îți dai seama. Băi, da, eu am stat puțin mai low, știi tu, cu facultatea, cu astea. Mai mult pe frate tu, dar... E bine și așa. Și ce să zic, bă, meritul nu e al meu, clar, dar pentru show. Meritul e aici, HBO, al show-ului, da, a fost foarte, foarte mișto produs, foarte mișto filmat, editat, așa au fost niște chestii, eu le-aș fi făcut altfel, dar n-am voie să comentez bânduțul, show-ul e țiplă, uitați-vă și iubiți-vă. Normal că n-ai ce să comentez, că te-au pus în cea mai favorabilă lumina acolo, uite haterul. Da. Cum a fost experiența în casă? Bă, har ce cât ați stat? Am stat două luni jumate fără să vorbiți cu nimeni, fără... Bă, aveam telefoanele o dată pe săptămână. Ok. 15 minute după o oră aveam voie să vorbim la telefon, dar nimic mai mult. No social media, no Netflix, no HBO, no fucking nimic. Știi? Păi și într-un fel e bine că te concentrezi doar pe ce se întâmplă acolo. Na. Păi da, da, așa you get distracted. Bă, nu cred că eram distracted dacă vorbeam cu mama odată pe seară și zicea: mamă, sunt bine, să mor, am dormit bine, n-am ieșit din concurs, am cântat frumos. Nu cred că eram distracted, da? Dacă zici tu, nă. Nu știu, așa mă gândesc, că mai mult a ajutat decât v-a încurcat toată treaba asta. Plus că ați avut ocazia să vorbiți și voi, că animalele vorba aia. Și dacă n-ai social media, vorbești ca... Da, dar vezi tu că asta vine cu bune și cu rele, cu simpatii și cu antipatii. Da, mai mult nu zic, că suntem pe TV, suntem pe YouTube, astea, șmecherii. Mai bine cu ea, ți-am scris povești din suflet, spune ce lipsa. Știu că nu-i vina mea, îți e mai bine cu ea. Ați rămas așa o gașcă drăguță cu Adi și cu Erica. Da, mamă. Am văzut acolo. Producția, cine l-a informat? Bravo. Am văzut pe Insta Stories, pe TikTok, peste tot sunteți adevărat acolo. Sunt familia mea. Erica e mama mea, Adi e tata meu și eu sunt Rareș bebelușul vostru. Acum mai nou și cântăreți pe TikTok. Abraza-mă de noapte, lasă-mi focul să Băi, apropo de bebelușul nostru, de ce ai cântat o manea în această seară? Băi, eu n-am cântat. A, nu? Nu, eu am avut un invitat special. Am avut un invitat special, Rareș bebelușul tău. A, s-a cântat, okay. Așa sunt zilele mele. Foarte eu, frumos a cântat de altfel. Rareș, nu am cântat. Am înțeles, ok. Foarte mișto s-a invitat special. Bă, da, e un alt ego a meu. Uh-huh. Care e puțin... aș vrea să zic Manelis, dar nu, Manelis nu e cuvântul corect, nu, ci îi place muzica comercială. Da, pentru că muzica din trending, cum adevărul e că e mai comercială maneaua decât prea tânăr. Nu? Da. Așa zic. Sunt zile una bună zecere. Nu tot om de cinema să mă scape de lumea rea. Așa sunt zile una bună zecere. Nu tot om de cinema să mă scape de lumea rea. Tău concert pe bilete, cum s-ar zice.
cu adevărat. Primul, că ați avut concert și în emisiune, dar a fost ca la primărie, așa, organizat de primărie, probabil. Da. Și a venit lumea. Cum a în primul rând, cum a fost la concertul ăla în... În băi, sat, așa. O diferență fucking enormă. Gândește că aici a fost sold out. Am ținut concertul cu casa închisă. Acolo nu știa nici dracu cine suntem. Nu voiau să asculte piesele noastre. Am încercat să ne mulăm. Am mai cântat o maneluță, o ceva, dar aici am cântat, iată, o manea, nu încercând să mă muleți pe public, ci din fost... proprie inițiativă. Ceea ce e mare lucru. Și cum e primul tău concert live expirat? 500 de oameni? Băi, din nou, monstru. Am avut sold out, am ținut concert cu casa închisă. Energia a fost extraordinară, lumea, ținând cont că au cumpărat bilete. Îți dai seama că știau și versurile știau de la piese. Versurile știau, mai ales că na, te urmărește lumea de ultimele. Băi, am murit. Ultimele două luni au fost acolo. Mamă, pânduțul, eu cânt, n-ai, cânt cu căști. Știe toată lumea sau cine nu știe, află acum că noi artiștii cântăm cu căști, avem o monitorizare în ear. Și mai vedeam când dau din gură și mai scoteam o cască din când în când. Mamă, când auzeam, mă pișam pe mine, pur și simplu, ai nebunit. Când auzeam ce energie, cum cânta, toată lumea cânta, wow. Trăjăm inima rugă, prea curzăm așa o lumă. Dăm pentru inima ta, inima ta, trebuie să inima mea, inima mea. Trăjăm inima rugă, mai târzi prietele n-ajută. Dăm pentru inima ta, inima ta, trebuie să inima mea, inima mea. Care crezi că a fost așa pentru tine cel mai mișto moment din seara asta? Băi, acum la cald. N-aș putea să zic, adică momentele cu invitați clar au fost foarte speciale. Adică gândește și la momentul cu Alina, fiind jurat, știi, și din poziția de jurat, mamă, direct pe scenă cu mine. Ai spus că vrei dragoste, fără posesie, fără obsesie, fără depresie. Așa era, așa mă cu Irina, care a foarte fost foarte drăguț aici. Exact, ne-am pus cozy în șosete, frumos, emoționant. La prea tânăr cânta toată lumea, fiind nou meu single, toată lumea la fel cânta. Nașpa, care e o piesă nelansată, da. Am dat un snippet frumos pe TikTok și urlă internetul. Am văzut toată foarte mișto și ați cântat-o și de două ori, mi-a plăcut. Păi, dai, am dat-o și la bis, n-aveai ce. La concerte, de obicei? Băi, să știi că, na, gândește-te că pe mine m-a prins pandemia chiar când am început să am vârsta asta, care mergi singur la concerte, bucur de viața asta muzicală. Și n-ai avut unde să mergi. Și n-am prea, am mai fost la concerte, dar în primul rând n-am prea stat. Uite, concertul my tireless, my A-list e Twenty One Pilots. Am fost la Twenty One Pilots, care e trupa mea de suflet. Aici suntem amândoi pe felie. I-am văzut de 3 ori în 2019. Cinstit. Și anul ăsta o să-i văd de 4 ori. De 4 ori, wow. Ultima, tu ești din ăla, mă, care umblă pe la trebuia să-i văd de 5 ori, dar mi s-a confirmat Glastonbury Festival. Și și acolo mă cine vezi? Care e artistul? Păi, Kendrick, pe Billie Eilish, pe mulți alții. Acolo mă duc pentru atmosferă. Bine că ai venit aici, că ai ridicat vibe-ul. Acum, na, asta este, ce acolo mai contează. Practic, putem spune că ai cântat pentru mine în deschidere pentru 21 Pilots de 4 ori. Accept. Da, dar bănuiesc că vii și la Electric Castle. O să... Băi, devenit cel mai probabil ca participant, o să vin. Dar cine știe, poate o să și cântăm dacă băi, se alinează astrele. Super tare. Cum ar veni? Știu. Oricum, acolo în hangar s-a mai pus manele, deci m-aș descurca și eu. Vorba aia. My name's blurry face and I care what you think. Wish we could turn back time to the good old days. When mama sent us to sleep, but now we're stressed out. Ce poți să ne spui despre Blurry Face?
Mamă, tu știi sau nu? Păi da, știu, deci te întrebam. Că m-am gândit așa cum e. Bă, Blurry Face a fost primul meu proiect așa mai serios. Eu avusesem și o trupă rock pe la 13 ani. Da, m-am lăsat, cântam Beyoncé pe la festivalul și nu știu ce. Și fiind mega mare fan 21 Pilots, m-am gândit că ce lipsește în România? O trupă tribut, că o trupă tribut lipsește întotdeauna, nu? Încă una. Da, dar nici nu știu dacă sunt în... Nu prea am văzut. În bine, România, nici n-am căutat. În România cel clar, puțin 100%, nu. Da, aia e clar. Și na, gândiți-vă, cei de acasă, un copil de 15 ani cu o cagulă pe față, cu o fată care cânta la pian, cu un ukulele, cântam melodii 21 Pilots, full forță, 40 de minute. Și se găsesc pe undeva înregistrările astea? Băi, pe net nu cred că există, dar cred că dacă ai stat să sărciuiești ca lumea arhiva personală a lui frate meu, s-ar putea să o găsești. Ia, o să vorbesc cu el. Chiar sunt curios cum suna. Băi, influența vocală, mi-am luat-o foarte mult din tehnica lui Tyler Joseph. Asta este, na. Noi, ca artiști mici, la început de drum, pe la 14-15 ani, îți dai seama că îți alegi niște artiști de care îți place și mai furi câte ceva. Da, corect. Și eu am încercat cel puțin atunci, încercam foarte mult să fiu cu el. Acum, clar, e mult mai spălat, nu mai are nicio legătură, dar na, trebuie să-i mulțumesc, Tyler, dacă te uiți la asta, te pup jos acolo frumos, știi, fiind la concertul tău și anul ăsta, am fost și la Siget. Da, de la... și la Siget. Da, de acolo, da, vezi? Este probabil de acolo ne știm. A, tu erai ăla cu stagurile alea mari. Exact, eu eram. Tu erai, nu-mi vine să cred. Și compozițional, te simți la fel de influențat de 21 Pilots? Ca mai subiectele pe care le alegi în versuri? Nu, chiar momentan deloc. Ei sunt mai cu substrat, da, așa. Da, nu, încerc să mă muresc cât se poate pe industria muzicală din România, pe comercial, pe nișa pe care sunt, mă rog, nișă. Da, așa, cred că o să-ți creezi propria ta nișă, pentru că ai un ușor și o să-ți dezvolți un stil al tău. Ok. Evident, stil? Cine te-a văzut la One True Singer a zis, aule, încă un The Motans. Și uitați că nu e așa. Și uitați că nu e chiar așa, că are... Potoliți-vă că băi, nu e chiar așa. Băi, mai potoliți-vă, băi, plecați-vă de aici, iau-te și pe ăștia cum stau aici, da. Deci mi-a plăcut foarte, foarte mult interpretarea de la Până la Sânge și mi-a plăcut că ai cântat-o și în seara asta, dar mi-a plăcut în emisiune. Am cântat-o cam la fel, am încercat să păstrez, da, același vibe. A fost cu hashtag piele de găină. Și imediat ce am văzut episodul, vinerea, eu vinerea fac emisiunea pe Twitch cu lansările săptămânii, nu știu ce. Wow. Și la final am furat ăla, am pus-o așa, bă, vă las cu piesa asta de la, nu vă zic de unde e, nu știu ce. Și o găsiți voi mai încolo. Eu de ce n-am știut? De ce nu mi-ați scris, mă, pe Insta? Băi, că a băgat panduțul la Twitch. Levelușii mei, vă rog. N-am știut, că n-a fost așa pentru oamenii care erau deja acolo, știi? Înțeles, să le dau așa mai low-key, mai... Mi-a plăcut foarte, foarte mult. Mulțumesc mult, mulțumesc. Să mă săruți dulce, dulce până la sânge. Sau să mă respingi grab atât de tot cu urlet. Dar să mă săruți și am avut așa emoții când am văzut că aproape ieșisei și eram, hai frate, n-are cum. Te văzusem de la început așa, aveai cel mai mare potențial dintre toți cei de acolo. Mulțumesc, apreciez. Clar, nu era nicio problemă nici dacă nu câștigai, pentru că tot aici erai. Așa-i. Asta a fost doar și vin, biletele se vând. Se vând, asta a fost bonus și... Na, drept dovadă că și Adi și Erica urmează să lanseze și ei, o să se întâmple chestii și, nu știu, One True Singer mi s-a părut una din cele mai mișto, pe, nu știu, emisiuni, concurs. Bă, absolut de acord. Foarte fresh, stil foarte american, oameni foarte talentați, atât în fața camerelor cât și în spatele lor. Și în spate, da. Deci, na, într-adevăr, a fost altceva pentru România. Când lansezi album? Se lucrează? Băi, lucrăm
lucrăm... Bănuiesc că lucrați mult, de prin... Mult. De când ați terminat filmările. Băi, da, am lucrat, dar nu neapărat pentru album. Că, da, poate lumea de acasă știe, na, eu n-aveam treabă neapărat cu muzica și cumva astea 9 luni pentru mine, de când s-a terminat show-ul până azi, în expirat, a fost așa o perioadă cumva de acomodare, să învăț multe chestii. Și am învățat tare multe chestii, dar cred că abia din momentul ăsta mă simt cu adevărat pregătit să intru în sesiuni și să scriu piese care ar fi worthy să fie puse pe un album, știi? Okay. Și cumva... Acum, din ultimele săptămâni am început chiar să scriem așa hardcore pentru piese. Avem sesiuni full monstru pe, nu știu, 5 zile pe săptămână. Dar n-aș ști să zic când vine. O să vină când o să fiu pregătit și când o să spun că da, bă, ăsta e. Asta e, da. Dar de lucrat lucrăm la el și o să vină. Cum au fost astea 6 luni până s-a lansat? Cum a fost pentru tine? Că na, știai deja că ai câștigat, toată lumea din gașcă știa. Da, nu știu cui ai zis tu că ai câștigat, păstrând, cum era, detaliile contractuale. Băi, nu, e ok, am niște clauze, dar acum, na, dați-mă judecată HBO ce să fac. Vă dați seama că familia a știut și, da, familia, nici nu știu, cred că fix din seara aia au primit telefon. Că, bă, a câștigat, nu de la mine. Și îți dai seama că și câțiva prieteni apropiați, 2-3, meritau să știe ce s-a întâmplat cu viața mea. Că na, îți dai seama, pleci din viața lor 3 luni de zile și după aceea, bă, n-am făcut nimic, nu pot să zic, iartă-mă. Mai așteaptă și tu 9 luni. Dar în rest, secretul s-a păstrat destul de bine, din câte am văzut. Nu, da, mental zic, cum a fost pentru tine perioada asta? Bă, aiurea rău. Știi că cumva te așteptai, bă, o să vină ceva oameni să mă urmărească după, o să fie o ceva era, nebunie. Era o nebuloasă, adică... Sau, bă, poate nu o să prindă, nu exact, să se uită lumea. Exact, nu cam la... O să fie mega fail și să zică da, lumea... Da, efectiv, asta trăiam. De la emisiunea de... Nu s-a uitat nimeni la ea, știi? Putea să se întâmple și asta. A fost, chiar a fost aiurea. Deci astea 6-9 luni de anonimat... Era nașpa, că mergeai pe stradă și tu știai, mamă, că bă, eu sunt șmecher, eu cânt frumos. Mamă, când o să vedeți, abia așa să... Lumea o să mă iubească, dar nu mă iubește nimeni încă, știi, nașpa, vrei să te mint? Dar uite că a trecut, cu greu, că am muncit foarte mult în timpul ăsta, am învățat tare multe chestii, dar cu greu, din nou, a trecut, au trecut lunile astea și acum, într-adevăr, mă pot bucura de toată munca pe care am depus-o de un an de zile încoace. Și cum a fost, ai simțit ca un șoc valul ăsta nou de popularitate? Bă, și gândește că ăsta o să fie abia primul val. Al doilea val o să fie când o să ai una, două piese pe radio. Bă, să știi că am deja două piese pe radio. Nu sunt, nu sunt heavy, Media Forest number 10. Asta, mai în heavy rotation, da, zic. Corect, știi? Corect. Bă, știi care e chestia? Eu am mai fost la Nexstar când aveam 14 ani și m-am mai lovit cumva odată cu un val din ăsta super mare de popularitate. Mă rog, păstrăm proporțiile, dar a fost destul de mare pentru 14 ani. Și cumva m-am învățat tare multe chestii, experiența aia. Am învățat să nu mai iau lumea în cap, să nu mai fiu arogant, căcaturi de genul, știi? Și acum cred că reușesc să managez mult mai bine tot ce mi s-a întâmplat și tot valul ăsta de popularitate. Acum, n-ați dai seama că mai am și eu mici rateuri. Mă mai bucur și eu mai plâng câteodată, dar cred că sunt foarte, foarte bucuros și foarte recunoscător pentru tot ceea ce mi s-a întâmplat. Jur. Încă n-ai ajuns la stadiul ăla în care să te enerveze că vine lumea să facă poze cu tine, nu? Băi, nu m-am enervat niciodată pe o persoană, dar câteodată îți dai seama că te mai enervează situația. Uite, acum într-o zi mă plimbam prin București chiar pentru concertul ăsta. Mă duceam să-mi strâng props. Da. Și eram mega transpirat pe Ion Câmpineanu, mă duceam spre Senia, dacă avem voie să zicem. Da, de ce să n-avem voie? Mă rog, da, vreau Senia Music, Ion Câmpineanu numărul nu știu cât. Așa. Mamă, deci eram mega transpirat, cu pantalon de piele, venisem de la Pro FM. Bă, arătam... A, de Pro FM n-ai voie să zici. N-am voie să zic? Nu, așa. Bă, arătam ca ultimul copil de pe stradă. Și mamă, mă vede cineva și mă, nu cred, rare, și dai seama că tu nu poți să zici nu sau ceva, că e fucking rude și eu vreau să fac poză cu toată lumea, că sunt foarte bucuros. Dar îți dai seama că în capul tău ești, mamă, ce rost să arăt în poza asta. Mamă, dacă o vede cineva, aolo. Da, dar pentru oameni e bucuria că s-a întâlnit cu tine. Îți dai seama când mai are ocazie, că nu știi când mai are ocazie. Absolut, absolut. Și pentru asta sunt foarte recunoscător. Deci nu o să zic, cred că niciodată nu l-au poză. Ai și văzut, am stat o oră, jumate am stat la poze. Da, foarte fain. Două jumate am stat? Două ore? 12 noapte. E aproape unul, mergi. Da. No, mamă, stau până dimineață. Mâine anulăm sesiunea, Arcanian. Alo, hai că nu mai vin. Am și eu. Stai, mă, că e generoare,
Marius, Marius, Marius. Spune-mi, uite că tot este domnul Marius aici, pe care îl știam dinainte să te știu pe tine. Așa. Cum este relația ta cu fratele tău? O relație strict amoroasă și incestuală, dacă vrei să te mii. Nu, no, glumesc. Bă, avem o relație foarte bună, aveam și înainte. Mă rog, bă, la 7-8 ani încă am dădea. Încă am dădea prin tibie. Ce, ăsta? Ăsta, da. Păi gândește, eu eram mic, el era puțin mai mare, cu 3 ani. Eu mă julia, mă zgâria pe spate. Eu îi băgam ghearele și el îmi dădea cu tibie în tibie și făceam, mă rog, tăiați, că e violență domestică și îl băgăm la bulău pe Marius. Da, de când am maturizat, de când am trecut prin pubertate amândoi, da. Băi, am avut o relație extraordinară și avem și în ziua de azi. Din păcate, uite, nu mai stăm în același oraș. Da. Și cumva distanța ne separă într-un oarecare fel, dar, băi, mai vorbim la telefon. Des, uite, când am un eveniment super important, e tot timpul aici implicat. Fraților, știți cine a făcut scenografia azi? Cine a făcut art direction-ul? El a făcut, e chiar Marius. Bravo, bravo Marius. Deci, vezi, relație și personală și profesională, am putea spune, mai, extraordinar. De parte mi se pare normal, frate, tu să te susțină să fii acolo, mai ales că asta se ocupă, asta se pricepe, dacă da, nici el... Da, dar avea o mică obligație morală și cam atât. Da, și putea să nu facă. Și tu aveai obligația morală ca primul la care apelezi să fie el. Mamă, dar îți dai seama că nici n-a trebuit să apelezi la el, da. Că s-a oferit direct. Ceea ce e mișto rău. Mersi mult, Marius, I love you. Non-incestual. Non-două. Și consensual, dacă e consensual să fie. Consensual este. Pur familial. Da, cred că am vorbit suficient. Trebuie să zici acestea zind fise. Atâta trebuie. Acestea vind sise. Nu, acestea zind fise. Acestea zind fise. Nu uitați să-l urmăriți pe domnul Rareș. Și nu uitați să-l urmăriți pe domnul Panduțu pe rețelele sociale. Și pe backstage.fm. Și pe backstage.fm. Și să ne revedem cu bine la următorul concert. Pe Național Arena, Full House, 150.000 de oameni. La O2 în Londra te aștept. La O2 în Londra și pe Wembley după. În primul rând în deschidere la Shawn Mendes și pe urmă la Shawn. Nu, cred că mai degrabă un alt Jay sau ceva, aș zice, pentru început. E ok? Cistit? E ok, bine. Gata, mulțumim. Hai, vă pupăm. Vă pupă, bebelușul. Mamă, Cucu, unde merg, dau de tine. Am și o rugăminte. Poți să zici lui Cucu să-mi dea banii? Cucu, dă-i aia 200 de euro. Am fix atât, dar trebuie să-mi dea. Nu, până nu mi-i dă, nu-l scap. Glumim, nu are nimic, nu-i datorează niciun ban.